lor sunt buni, la școală și acasă. Purtarea lor e orice gând cu minte și frumoasă. Cu alți copii sunt drăgălași, cu nimeni nu se ceartă. Oricine de le-ar face un rău, ei îl iubesc și îl iartă. Așa copil e petișor și așa fetiță Ilia. Și-ai vezi cât sunt de ascultător, mai mare bucuria. În timpul liber le citesc, cu drag în Cartea Sfântă. Sau strâng la Domnul ce gândesc, se roagă lui și cântă. La școală ei sunt cei din tâi și așa în tot ce-i bine. Sunt harnici, plânși și credincioși, că-i laudă orice cine. Așa-s copiii credincioși, așa Iisus ne învață. Căci numai dacă sunt așa, ei sunt ai lui în viață. De rus așa, ori mici, ori mari, cei credincioși se înșală. Căci viața cu Hristos e un har și nu e o problemă. Amin.